Salut, eu sunt Gicu. Așa cum am promis în video precedent, am să vă arăt ce decorații am pus la plantele mele. Mi-a venit așa o idee ieri seara și o idee așa spontană și am zis astăzi, hai să fac și video deja, că e interesant cum am făcut aici și îmi pare că arată foarte frumos și iată că am decis să arăt cum am făcut aici, nu cum am făcut, dar cum mi-a ieșit. Și acest Crăciunel l-am arătat în video precedent cum a florit și vă atașez linkul în colț. Deci l-am decorat puțin, am pus aici chestia asta și ce parcă ați văzut în video precedent. Așa, de fapt i-am pus aici la bananieri decorații, am vreo 3 bananieri care stau pe masă aici și i-am decorat așa să zicem în loc de brazi. Cine mai face asta? Numai Gicu. Așa, aici la bananul acesta care a crescut în curtea mea, direct în pământ, iată că din fericire începe să crească o frunză nouă aici, se deschide, uite ce grozav. Și aici am decorat cel mai frumos, iată, am pus mai multe chestii și îmi place foarte mult. Iată ce frumos mi-a ieșit aici. Și aici, la veșnicile terarium, cum să-i spunem așa, Eternal Terarium se numește în engleză. Și am pus și aici niște chestii, așa să fie frumos. Aici crește pătlagină și se dezvoltă bine, am să fac și video, dar mai așteptați până atunci. Și acesta cu mușchi tot se dezvoltă bine, iată o plantă acolo crește. E bine și deja am mai pus la această orchidee niște decorații aici. Aici mă pot vedea singur pe mine. Pe sprijinul acesta am pus chestiile astea și deci nu este tija încă, așteptăm să crească, nu știu când va crește, dar crește o frunză nouă aici. Și aici n-am pus la fel ca aici, că aici am pus chestia asta și vedem aici tija. Dar nu crește nimic de pe tija aceasta, nici o floare, nimic, nici chechi, nimic. Și am pus așa să fie frumos. Această orhidee albă care înflorește în alb, la ea crește grozav niște tije 3 și încă o tijă nouă crește. De fapt, iată, 1, 2, 3. Am arătat asta în rubrica Plantele mele. Cine n-a văzut, vă atașez linkul. Și foarte impresionant că crește tija nouă aici. Am pus orhideea acum momentan pe ghiveciul ăsta cu bananiel care a fost în pământ direct vara cel mai gigant. L-am decorat și pe el și acum uite cum arată. Ar trebui să-i crească frunza nouă, deja a început să-i crească și asta e super tare, mă bucur. Iată cum am decorat aici și am făcut așa frumos. Scrie aici Merry Christmas și chiar vă doresc sărbători fericite. Uite că la orhideea aceasta am pus aici chestia asta așa de frumusețe și așteptăm neapărat când va înflori orhideea, voi face neapărat video special. Și la ultimul bananier care îl țin numai în casă tot timpul, iată am pus și lui aici niște chestii foarte interesante aici. Iată, acesta acum la moment are 6 frunze care sunt galbene, le-am tăiat, adică care au fost galbene. Și iată așa chestii am pus aici și chestia asta. Și arată foarte fain acum. Așa că eu vă mulțumesc pentru vizionare, încă o dată vă doresc sărbători fericite și asta e. Ne vedem data viitoare, abonați-vă la canal, distribuiți acest video și ciao!